Balasha. Cartonaccio roxo. Moment foarte important. Ivancic îl lovește pe Balasha. Este o fază, dacă vreți, identică, aș spune, cu cea petrecută aseară la meciul dintre Hermannstadt și Viitorul. Atunci a dat doar galben. Minutul 28 este minutul din care Chindia va trebui să joace în inferioritate numerică. Josip Ivancic este eliminat. Da, lovește acolo cu cotul. Dar vă spuneam, aseară o fază identică. Un jucător al lui Hermannstadt care i-a spart nasul lui Gabi Iancu. Sârbul Ivancic, de la înălțimea celor 1,93 m pe care îi are, îl lovește pe Balasha. Ivancic a jucat ultima dată pentru Atirau în Kazahstan. Să vedem care va fi schimbarea de ordin tactic la Chindia.